Restricțiile impuse de autoritățile guvernamentale pentru limitarea răspândirii de coronavirus au afectat și marile lanțuri de magazine din țara noastră. Mai exact, accesul în marketuri și hipermarketuri a fost restricționat pe baza certificatului verde. Această situație ar putea fi un avantaj pentru comercianții autohtoni. Producătorii autohtoni s-au temut de-a lungul timpului că renumitele hipermarketuri ar putea să le distrugă munca de o viață. În special, în piața Mircea, comercianții spuneau că din cauza acestor magazine, clienții au început să dispară, iar produsele românești să se strice pe tarabe. Astăzi ne confruntăm cu cel mai agresiv val al pandemiei de până acum, iar restricțiile au început să împingă cetățenii spre centrele agroalimentare. Că vine mai multă lume în piață și vând marfa și altceva. Și mai puțin în supermarket. Păi, marketurile și așa, nu prea ia marfă de autohtonă de la noi, de la locali. Mai mult este de import. Și de asta, zic că este un plus pentru comercianți care sunt din zona noastră a Severinului. Restricționarea accesului în marile lanțuri de magazine pe baza certificatului verde aduc un plus producătorilor autohtoni, întrucât în piață pot merge atât persoanele imunizate cât și cele neimunizate. Și românești. Foarte mult. Foarte mult și marfa e mai de calitate, adică cel puțin nu e cu tot felul de chimicale cum sunt în supermarketuri, zic eu. E de la producător, omul direct să vândă cât mai curat, pentru că așa atrage clientul. Produsele românești au fost de-a lungul timpului schimbate cu cele din import din cauza comodității oamenilor de a cumpăra mai multe produse din același loc. Hipermarketurile au câștigat teren atât în fața piețelor agroalimentare, cât și în fața micilor magazine de cartier, oferta fiind variată.